Rugați-vă, fraților, pentru ca aceasta mea cea voastră să fie pentru lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Să-L primească Domnul în cerul tale, în mierea Meriușor, și-ai Domnul nostru, și-a Tăbrei și Vinei sale, Vizei. Te rugăm, Doamne, Dăne Harul, să-ți aducem necontării mulțumiri din aceste taine pascale, pentru ca ele continuă noi lucrarea mântuirii, să ne fie izvor de bucurie veșnică, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Să-i se atrăgă lui Dumnezeu,
De aceea, Doamne, te rugăm cu cuvință să strângești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos. Ne-a dorit porunca ce le trăm aceste taine. Căci El, Doamne, care l-a rândut, a luat pâinea. Și mulțumim, s-a binecuvântat toată într-o și a toată ucenicilor să le zică, duați și mâncați în această rost. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cine Domnul copilul și mulțumim Iisus, la binecuvântat și la dat ucenicilor să le zicăm. Luați și crește din acest adus. Acesta este copilul sângelui meu, al noului și veșnicului de gând, care pentru voi și pentru mulți să vă lasă spre tare păcatelor. Faceți aceasta, în amintirea mea. Thank you.
pe acela care i-a supra-n salul ca a lumii. Fericit ce-i chemați la oșurutul El. Doamna! Să nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Să ne rugăm. Dumnezeule, Bunului Păstor, privește cumpărarea urma pe care ai răscumpărat-o cu sângele necătuit al Fiului Tău și Văd, binevoiește o călăzi la păsurile cerești prin Hristos, Domnul nostru.
una din rugăciunile fundamentale ale Vechiului Testament. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Tradus din aramaică: Slavă ție, Doamne, Stăpân al Universului.